crashing down and into the plane. All things are burning up in flames. We're going under, bang bang like thunder, bang bang like thunder. Serios că n-aveam un plan să filmez ce cumpăr din Lidl în momentul în care am intrat, dar apoi plimbându-mă printre raioane și văzând câte lucruri faine au și după cât am întins mâna, am zis că filmez când ajung acasă, așa că, ce să zic, am intrat pe ușă, m-am spălat pe mâini, după care m-am așezat aici, vedeți că încă sunt îmbrăcată, așa cum am fost plecată în oraș și vreau să vă arăt ce am cumpărat din Lidl. Sunt lucrușoare interesante și se pare că Lidl este în ultimul timp magazinul meu, supermarketul meu preferat. Cred că ultimele, nu știu, multe haul-uri sunt de acolo, în afară de unul de la Kaufland, cred că are nici măcar, nu cred că a fost un clip separat. Ultimele, dacă vă uitați pe canal, sunt de la Lidl. Și vreau să începem cu ceva foarte drăguț și interesant, ce chiar văzusem zilele trecute pe Pinterest și mă gândeam, mamă, ce mi-ar plăcea. Și este vorba despre o oglindă. Aveau în Lidl multe lucruri interesante, deci dacă aveți nevoie de o oglindă, pe asta o vedem imediat împreună, un set din ăla pentru baie, o rolă din aia pentru față, de cuarț sau din, care era doar 30 de lei, separatoare pentru pus în baie sau pe birou, din alea mici, așa multe compartimente. Dacă aveți nevoie toate astea, mergeți în Lidl săptămâna asta pentru că veți găsi așa ceva acolo. Această oglindă a fost, cred că 24 de lei și mi-a plăcut tare mult pentru că este albă, are treaba asta din lemn și am înțeles că are o parte din asta care mărește și o parte normală. Cred, stați așa că acum... Mă rog, hai să vedem. Hai să vedem. N-am desfăcut oglinda în magazin, sper că este în regulă. Cam așa arată o parte și cam așa arată a doua parte. Da, una este normală, iar cealaltă mărește. Ce fain! O să fie foarte ușor să mă pensez în ea. Îmi place foarte mult care e albă, ea în sine și marginile astea sunt din lemn și cred că o să fie foarte stabilă, plus că este absolut superbă. Foarte frumoasă, am văzut-o, m-am îndrăgostit de ea și am cumpărat-o. Mai departe, am cumpărat un lapte de 3,5, am cumpărat o baghetă, un mix din ăsta de salată. Ce să zic, altfel de salată nu era și în ultimul timp am făcut foarte, foarte des, împreună cu, adică nu doar asta, împreună cu multe alte chestii, de la alte legume până la brânză, la tot felul. Și am găsit mai multe variante de salată din asta ambalată și am luat-o pe asta lupino, care are cicoare, varză albă, morcov și cicoare cu frunze roșii. Arată bine. Mie îmi plac salatele care sunt un pic mai crocante. Am găsit un dress. Chiar mă gândeam că aș vrea să-mi iau un dress pentru că s-ar putea să port zilele viitoare. Și l-am luat pe acesta, mărimea M. Acum văd că scrie lângă M40-42. Sper să nu fie mare. Eu, deși am picioarele slabe, cumva fiind foarte lungi și având șoldurile un pic, nu neapărat că sunt... am șolduri mari sau ceva, dar nu sunt neapărat de un S. De obicei am probleme și trebuie, dacă am un dress S, trebuie să-l trag foarte tare. Și din ce știu eu, M-ul îmi vine mie la dressuri, dacă sunt numerotate așa. Că, în general, nu știu, cu mărimea 1, 2, 3. Mă rog. Astea sunt dressuri termo. Mie mi-a plăcut că sunt 80 de. Nu? Asta înseamnă 80. Sunt eco-friendly și sunt, sunt noi și sunt fără păr deocamdată. Asta este cel mai mare plus al lor. Dresurile au costat, cred că, 15 lei. Apoi, am cumpărat hârtie igienică umedă, din asta care este biodegradabilă și poate fi aruncată în toaletă. Să fiți atenți la treaba asta, că am înțeles că nu toate sunt așa, ceea ce e foarte straniu. Unele au plastic și alte chestii. Am cumpărat și o pizza, mai am în congelator, dar am zis că, hei, e posibil să o mănânc curând pe aceea, după care rămân fără și iar o să fiu tentată să merg în Lidl și în Lidl de obicei cumpăr multe chestii și, mă rog, am luat-o pe aceasta. Așa, următoarea sacoșă, o altă treabă super faină și dacă aveți nevoie de așa ceva, mergeți în Lidl, este acest turban pentru păr și ce îl face să fie atât de special? Ei bine, pe lângă faptul că este cumva special confecționat ca și formă pentru a-ți-l pune în cap, partea faină este că e din microfibră și este foarte, foarte blândă microfibra cu părul. Aici, mă rog, spune că e delicat și protectiv, reduce timpul de uscare, aplicare și fixare ușoară, ideal pentru părul lung, o să desfacem imediat să-l vedem. Și a fost doar 8
lei. Este cel mai ieftin pe care l-am luat vreodată. Am mai luat cu diferite, din diferite locuri, la diferite prețuri, dar ăsta cred că este cel mai fine. Și ca material este un material atât de moale și de plăcut. Sunt curioasă cum o să se facă după spălare, dar nu cred că o să se întărească foarte tare neapărat. Și prețul este foarte mic. Da. Haideți să-l desfacem ca să-l văd. Imediat. Ah. Sper că nu-l rup sau ceva. Oh, da. Da, mărimea cred că e cam ca la toate. Și are aici un nasture și vine cam așa. Sau eu, nu, cred că e un pic mai lung față de altele. Mă rog, mai aveau și pe alte culori, dar pe mine m-a speriat așa un pic, că aveau și pe un roșu mai aprins, pe un verde aprins și mă gândeam să nu iasă culoarea în părul meu. Cred că sunt nebună, nu cred că e posibil, dar am preferat să-l iau așa. Gri, plus că e mai ușor de pus la spălat, fiind o culoare cumva neutră, poți să-l pui și cu haine mai deschise și cu haine mai închise la culoare. Așa, mai departe, am luat pentru prânzul ăsta și probabil pentru cel de mâine, acest mușchiuleț din mușchiuleț pane din piept de pui cu susan. M-am gândit să fac o salată super repede, că am ajuns acum acasă și mi-e super foame, că sunt plecată de câteva ore. Și am zis că pun mușchiulețul ăsta împreună cu salata pe care ați văzut-o, cu niște lămâie, și fac așa ceva foarte rapid. Și am și o lipie pe care abia aștept să o mănânc, și anume aceasta. E o lipie proaspătă, era caldă în momentul în care am luat-o, acum văd că e rece, cred că a stat lângă ceva congelat și, da, strict din acest motiv. A fost ultimul lucru pe care am pus mâna când am ieșit din magazin, fiindcă mi-a venit așa repede ideea, zic, aoleu, eu ce mănânc când ajung acasă, că mi-e foame, și m-am gândit așa la treaba asta. Am primit un mesaj pe Instagram de la cineva, de la una dintre voi, și mi-ați spus despre această înghețată care este da Duo Dough and Brownie, adică are... practic cookie dough. Deci sunt două, mi-e foarte greu să mă exprim, cred că de la foame, sunt două arome combinate într-una, într-o înghețată care costă 12 lei, o imită pe cea de la Ben & Jerry's și este foarte, foarte gustoasă. Aroma cookie dough este preferata mea, iar asta de brownie este de asemenea foarte delicioasă, și când am auzit că există o variantă care le combină pe cele două, am cumpărat două. Da, sper să fie bună, având în vedere că am luat două, dar că am trebuit să fie... Ok, ia să vedem, cam așa e în interior. N-am nicio linguriță pe lângă mine, o să-mi mușc. Ok. Știu, sunt foarte tare. E foarte bună. Ok. Da, e bună. Și sunt sigură că bucățile alea de brownie și de cookie dough, oricum ele sunt cele care fac toată magia cu această înghețată. O fac să fie atât de minunată. Am luat un unt de masă, ușor tartinabil. L-am luat pentru că mi-am luat un gem și n-aveam unt și... Da, de asta. De nou, o variantă mult prea mare. Cineva mi-a spus să congelez untul. Cred că o să fac treaba asta. O să tai jumătate din el și pun la congelator. Leo! Ce mai? Pufășel! Așa, am luat niște bureți pentru că mai aveam vreo 3. Apoi am luat grana padano, un fel de parmezan cum ar fi. Am uitat să iau data trecută când am fost și din cauza asta săptămâna asta nu mi-am făcut absolut deloc paste. Săptămâna asta, adică nu mai mult, ultimele zile, oricum, ultimele 10 zile să zicem, aveam așa tendința să-mi fac niște paste cu sos roșu, pe aia mă gândeam, dar fără parmezan are rost? N-are, așa că nu mi-am făcut, dar acum îmi voi face. Am luat 2 iaurturi din astea cu 3,5. Pe astea nu le iau neapărat cu un scop, dar uite, de exemplu, ieri am mâncat sarmale și mi-ar fi fost de folos niște iaurt sau smântână, n-am avut și le-am mâncat așa, a fost un pic trist, dar asta e situația. Și m-am uitat să expire peste ceva timp și expiră pe 5-a 10-a, deci am timp, o lună de zile să le folosesc. Ok, m-am tot gândit eu la ce gustări aș putea să iau după antrenament, pe lângă veșnica banană pe care o mănânc ori înainte, ori după, care e sățioasă și e bună, toată lumea. Am văzut multă lume care iese din sală și mănâncă banane, nu știu, cred că au ele. Treaba, era o explicație pe care o citisem și eu, dar am uitat-o. Și m-am gândit să mai iau lucruri pe care să pot să le mănânc. Și am luat această variantă, ce conține tot felul de tipuri de nuci, plus... stafide, vă citesc imediat, uite, mix cu stafide, arahide prăjite, alune de pădure, migdare și nuci caju prăjite. Și e super ok, deci așa, e dulceac, dar și sărat, e foarte sățioasă și e recomandată. Și am luat și pistacio, adică niște fistic. 15 lei a fost treaba asta și am văzut la raft, de la Zuzu, acest fit
bogat în proteine, lapte cu ciocolată. Și tot așa spune că este, uite, proteinele contribuie la creșterea masei musculare, băutură proteică așa, conținut redus de zahăr, fără gluten și este recomandat, cred că după, mă gândesc, după sală. Și am zis să-l încerc. Why not? Nu știu cât a fost exact. Cred că vă 4 lei sau ceva. În general, băuturile astea pentru băut după sală sunt mai scumpe. Tot pentru a mânca pe lângă salate, am luat niște salam Victoria. Scrie că e 90% carne, etichetă curată, la la la, fără soia, fără chestii. Parcă era bun la gust. Am luat și o lămâie pentru salate și mai fac eu limonadă și iau câte o lămâie pe rând pentru că altfel se strică destul de repede și nu vreau să fac risipa aiurea. Am cumpărat și un salam de biscuiți pentru că ultima oară când am luat mi-a plăcut tare mult și mi-a părut rău că am luat doar un baton și am mai luat unul. Și ultimul lucru pe care l-am cumpărat din Lidl este acest pachetel cu saci menajeri care au 60 de litri, sunt 18 aici și au ceva tehnologie inovatoare, pentru că pentru, vă dați seama, aduce gunoi trebuie super tehnologie. Mi-aș dori să fie reciclat sau reciclabil. Nu vă să scrie. Dar n-am încercat până acum saci de gunoi din Lidl, cred că niciodată, însă aveam nevoie. Așa că am zis să iau de aici. Pare că au turtițe din alea, mă rog, câtă discuție despre niște saci de gunoi. Și acestea sunt lucrurile pe care le-am cumpărat eu din Lidl. Din păcate nu mai am bonul pentru că l-am reciclat acolo, dar în total am plătit 145 de lei pe tot ce vedeți aici. Și sunt foarte încântată, iubesc Lidl-ul. Chiar am vorbit și cu șoferul de pe Bolt, care m-a adus acasă, despre cât de mișto e Lidl-ul și câte lucruri are și că găsești acolo tot felul de chichinițe, chestiuțe, terestiuțe pe care nu le găsești prin altă parte și ce să zic, sunt total de acord. Da. Ce să zic, astea sunt lucrurile pe care le-am luat astăzi. Vă mulțumesc tare mult că v-ați uitat la clipul meu. Știu că aceste haul-uri sunt foarte îmbucurătoare pentru voi și pentru mine sunt. Vă pup și ne vedem foarte curând cu un nou clip. Pa!